continuăm să facem și să descoperim măști neordinare, măști cu acțiune activă, profundă, de lifting. După cum vă spuneam, am încheiat tratamentele de primăvară active, de proceduri de salon și acum împreună cu voi, o dată în săptămână, la mine e vinerea, o să aplicăm și o să ne facem timp pentru măști naturistice sterbe. Căci fiecare din voi sper că timpul verii și aplică multe măști și din zmeură și din căpșună și roșii și castravete, dar acestea vor fi măști care trebuie să ne luăm timp, să avem timp să le facem. Astăzi m-am axat pe o mască care este masca iubită a japonezilor. Masca din orez. Și ca să mă, să zicem așa, să nu mă abat de la cultura orientală, orezul l-am fert, l-am preparat așa cum recomandă Nishi după metoda ayurvedică. Am luat jumătate de cană de orez și în raport cu apă 1:3, l-am lăsat să se moaie pe noapte. Și numai ce, după cum ați văzut, iată și aburi iese, l-am fert 7 minute la foc tare, 3 minute la foc mediu și 2 minute la un foc mai domol, micuț, să fiarbă bine și ca vitaminele din orez să nu se pierdă. Orezul conține multă vitamine B, A și proteine și hidrați de carbon, care sunt benefice pentru tenul matur și nu numai. Căci astăzi amestec așa binișor, că, ca vedeți, îl amestec un pic sfărăcească. Îl voi amesteca cu miere, dar știm că mierea este la fel un hidratant super pentru piele, un remediu naturistic de hrănire a pielii. Și vreau să vă menționez că componența mierii e la fel ca și componența pielii noastre, ca componența sângelui nostru, aceleași microelemente, aceleași aminoacizi, componența de apă, de proteine, enzime, ce este foarte important. Iar împreună cu orezul ne va da o mască superbă. Iată, am amestecat, s-a răcit un pic, acum își dau camera în jos ca să vă arăt cum prepar masca, apoi o voi aplica. Iată undeva așa o să iau, probabil chiar și mai mult, ca să-mi ajungă și pe decolteu. Iată așa. Ăsta lăs să mănânc la micul dejun. Și miere bio de albine. Undeva aici este o lingură de masă. Vedeți, dacă observați, că folosesc și vesela din lemn. Este foarte important să nu se oxideze. O să... așa. Dacă ați observat că folosesc veselă și lingurițe din lemn, spatulă din lemn, pentru ca substanțele active să nu se oxideze, se mențină în produs, am adăugat toată lingura de miere. Dar ce vreau să vă zic? Că la această măsculiță, o voi adăuga și o capsulă, unde e cea la mine, o capsulă de cauciu, capsule gelatinoase de la Green World. Iată așa ele arată. Dacă iau o capsuliță. De ce am decis să adaug o capsuliță? Aici se află cauciu moale pe bază de lecitină de soie, dar soia conține izoflavonoizi și fitoestrogeni. Iată așa am spart
și mai fac și în partea aceasta că se ușor să se... Pentru a ne sensibiliza receptorii pielii la fitoestrogen, pentru a stimula, iată, vedeți, picură, ca să vedeți mai aproape. Va, iată așa. Calciu cu soie de lecitină. Așa. Și amestecăm bine, bine. Iată măsculița, numai ce preparată, dar mi-am pregătit și două discuri de vată, iată aici, când voi aplica pe pleoape, două discuri de vată muiate în ceai antilipemic și să încercăm să aplicăm masca. Masca e, cred că, și călduță. V-am menționat și la filmulețele precedente, că măștile e bine să le aplicăm de jos. De aici începe fața noastră. Și aplicăm, aplicăm pe decolteu, pe gât, numai decât. Vreau să vă zic, se aplică foarte, foarte neobișnuit. Putem să aplicăm și iată așa, tamponând. Datorită faptului că fertura aceasta de orez se va usca, putem să aplicăm în câteva straturi. Al acestei măști este că are un efect puternic, redă elasticitate pielii, purifică pielea și totodată o hidratează și o hrănește în profunzime. Stimulează circulația sângelui, stimulează sinteza de colagenă și de elastină. Iată așa pe ochi. Voi sta 20 de minute, apoi masca, o voi înlătura o cu infuzie de ceai antilipemic. Puteți și cu infuzie de salcâm, ca acum înflorește, puteți cu infuzie de tei, când va înflori teiul, cu infuzie de romaniță și apoi aplicați o cremă hidratantă. Vă aștept și la alte filmulețe, la alte măști. Dar voi, care este ziua voastră pentru măștile naturistice? La revedere! Vă iubesc și vă îmbrățișez!